Bună dimineața de la Constanța, Năvodari, Mamaia Nord. Eu am dat mâncare la pești. E destul de târziu acum, n-am putut să încep video pentru că afară este foarte, foarte urât. Am avut ro alert, până acum a plouat torențial. Străzile sunt inundate. Nu vă imaginați ce a fost aici. O să plouă în continuare. Na. Periculos la Năvodari. Ați văzut șacalii. Un tip, șacalul din Năvodari, a omorât două femei. Făcea TikTok, făcea live-uri pe TikTok. Ce să zic, cam asta este categoria de oameni care fac live-uri pe TikTok, cerșesc. Ciudat este că am văzut oameni în vârstă care, dacă trimis la magazin cu cardul, nu știu să-l folosească. Dar cineva le-a băgat cardul pe această aplicație și ei știu să doneze. Asta e foarte interesant. Deci donează. La fel, cred că 99% din cei care urmăresc aceste live-uri și scriu pe acolo sunt complet analfabeți, sunt debili. Cred că n-au nici două clase. Dar ei scriu acolo și donează. La fel sunt și cei care înjură. Am început să citesc comentariile și am observat, chiar mă distrează, cei care jignesc, înjură, amenință, nu știu să scrie. Cred că prostia asta duce și la răutate. De fapt, sunt convins de asta. Da. Am prins, cred că, 2 minute de pauză la ploaie. Norul se vede. Dar o să intru în casă și o să gătesc. Afară este imposibil. Grădinița de pisici doarme. Pisoice mici. Foarte simpatice. A venit Pamela, mi-a auzit vocea. Se bagă ea la loc. Au o cușcă izolată foarte, foarte faină. Da, o să intru în casă și o să fac o rețetă. Eu n-am mai făcut-o, dar seamănă 90% cu ce facem noi. O supă de fasole, dar maghiară, ungurească. Foarte puține lucruri sunt schimbate. Intru în casă, vă arăt ce am pregătit și facem o supă de fasole ungurească. N-are cum să nu fie bună. Mi-am fost la piață, mi-am cumpărat tot ce îmi trebuie. Hai să ne apucăm. Pentru supa ungurească de fasole, o să vă arăt ce am pregătit. Mărar, neapărat. Un morcov, o rădăcină de pătrunjel. Ardei capia. Ăsta e acela care l-am luat eu din târg. L-am tăiat pe rindou, l-am curățat de sânguri și l-am băgat la congelator. L-am lăsat puțin să zvinte și l-am băgat la congelator. Scoateți bucată cu bucată, nu se lipește, e perfect. Ai toată iarna. Luat cu 6 lei, 7 lei kilogram. Iarna e dublu. Pastă de ardei. Eu am iute. Puteți spune dulce. Aici altceva. Adică roșii, cuburi. Fasole. O să folosesc fasole roșie la conservă. Nu-i nimic greșit să folosești fasole la conservă. Să nu mai stai să fierbi 2 ore, 3 ore. Na. Ceapă. Ardei iute. Am aici Kaiser afumat. Un cârnaț de ăsta fain. Tot afumat. Și ce este deosebit la supa asta ungurească, o lingură de făină. Deci, în mare, astea sunt ingredientele. E altceva. Prima dată o să tai kaiserul. Atât este suficient. Asta îl mănânc eu dimineața. Și pe din două și bucăți așa. Asta e suficient. Încerc să aprind focul. Am spălat aragazul și merge mai greu acum. Haide, haide. Aoleu, să-ți rușine. S-a aprins? S-a aprins. Gata, s-a aprins. Piesa de rezistență nu v-am arătat. Aici am un stoc de vită.
Ieri am făcut coastele senzaționale. N-am mâncat niciodată, dar vă spun, și Răzvan a zis, nu găsești, nu există restaurant să mănânci așa ceva, bă. Deci tocul de vită în care pun kaiserul. Asta e grăsime de vită. Imediat se topește. Eu l-am strecurat și mi-a rămas zeama. Mai am încă pe atât. Deci v-am zis, sunt foarte câștigat cu acele coaste. Ai stoc, am mâncat și coastele. Bun. După ce începe să fiarbă, nu am ce să spumez, las cam 30 de minute. Între timp îmi tai și legumele. Un morcov, o rădăcină de pătrunjel, o să le tai foarte mari. Așa îmi place la fasole, să le văd. Să nu cumva să le dați pe răzătoare, mai bine nu vă apucați. Uite așa. Le ușteam cu Marcel. Marcel e puțin nervos. Cred că vrea puțin cărnat. Uite așa taie morcovul. Pătrunjelul. Asta ceva mai mărunt. E foarte aromat. O ceapă. Dacă făceam fasole scăzută, puneam dublu cantitatea de legume. Nici ceapa nu foarte mărunt. Merge și mai mare. Așa. Ardeiul capia. Asta, cel mai mare. Îl tăiem. La fel tai și ăsta. Și dintr-un ardei iute, cred că atât este suficient. Nici nu l-am gustat. O să-l gust și dacă e foarte iute, nu o să pun atât de mult, pentru că am și pasta de ardei iute, care este puțin picantă. Gata, legumele. Mai am mărarul care intră la sfârșit. Kaiserul la fiert. Tigaie pe foc. Ulei de floarea soarelui. Pun cârnații. La prăjit. Cam jumătate din acel cârnat am pus. Este suficient. Pun și legumele. Toată odată. Început să-mi lasă bine. Ce culori faine! Legumele s-au călit. Acum, paprika. Sau boia dulce. Ceva chimion. Nu aveți, nu puneți. Sare. Pastă de ardei. Eu am iute, dumneavoastră puneți dulce, cum vă place. Nu lăsăm mult paprika la prăjit, că devine amară. Așa. Roșii altceva. Cam jumătate de conservă ajunge.
făcut nici mai nimic acum. Ce este diferit până acum sau de acum înainte, ceva făină. Să îngroșăm acest sos. O lingură de făină este suficient. Imediat se îngroașă sosul, vedeți? Îl prăjim cam un minut. Smântâna să nu rămână crudă. Așa. Supa în care fierte kaiserul. Stai acolo, nici ajung. Perfect. 2 minute și o să transfer compoziția asta peste Kaiser. Focul mic să nu ardem făina. Ce bine arată. Am transferat totul aici. Am carnați, am kaiser, am legume. Ce mai rămâne? Cât doar facem fasole. Pun și fasolea. Cu tot cu zeamă. Am văzut oameni care o scurg, o și spală. Pe acolo e tot gustul în zeama aia. O conservă, două conserve. Dacă țineți minte, cea mai rea fasole care am mâncat-o vreodată, am mâncat-o anul ăsta la Costinești, că e, să vă uitați la clip, era o supă de legume chiară, fără carne și cred că într-o oală din aceea imensă au pus o singură conservă de fasole. Eu am numărat, aveam doar 3 boabe de fasole roșie. A fost incredibil. Da. Acum arată bine. Și las la foc mic cu capac cam 20 de minute. O să mai gust de sare. Supa mea ungurească de fasole este gata. Arată foarte bine. A și gustat. Minunată. Acum, mărar. O legătură întreagă de mărar. Las puțin să se infuzeze mărarul și pun și în farfurie. Abia aștept. Gata, supa. Ciorba de fasole ungurească este gata. Uite ce bine arată. Kaiserul se topește în gură. Cârnat afumat. Are un gust extraordinar. Nu știu cum mănâncă ungurii, dar eu mănânc cu ceapă sau salată de ceapă, cu sare. Dacă aveți și un ardei iute, mergeți și cu ardei iute. Dacă aveți puțin sumac, puneți pe ceapă. Na, fiecare cum, după gustul lui. Să știți că eu am gustat, este extraordinară. Că e ungurească, că e românească, mare diferență eu nu văd. În afară de acea făină, o îngroașă într-adevăr, o face mai consistentă, dar gustul e același, vă spun. Este o ciorbă de fasole easy zeamă, supă. E o ciorbă de fasole nemaipomenită. Eu sunt mare fan fasole în orice fel, făcută, scăzută, ciorbă. Că e cu ciolan, că e cu cârnat, că e cu făină, oricum ar fi, mie îmi place fasolea. Fasolea bine făcută, cu gust. Cea de la Cosinești nu se putea mânca. Și nu mai țin minte, parcă am luat și un șnițel, care era o pastă, dar o pastă vânătă. Era un șnițel din acela, cumpărat la sac,
Gata, făcut, doar îl prăjeau puțin într-un ulei rânced. Oribil. Și undeva pe la 90 de lei sau 80 de lei am dat la cantină, ca să vă imaginați. Deci n-am mâncat nimic și am dat 80 sau 90 de lei. Da. Asta este rețeta mea pe ziua de astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu faceți așa, faceți una românească. Uite, au venit și pisoi în grădinița. Toți sunt la picioarele mele. Mi-au confirmat că miroase bine. Da. Vă spun la revedere. Poftă bună. Și nu uitați, ținem legătura. Silviu știe ce îți place ție. Doamne ajută!